În contextul codului portocaliu de caniculă, la Drobeta, Turnu Severin, autoritățile au decis să redeschidă cele 11 puncte de prim ajutor pentru a oferi sprijin locuitorilor afectați de temperaturile extreme. Aceste puncte de prim ajutor sunt esențiale pentru a asigura hidratarea și îngrijirea imediată a persoanelor care suferă din cauza căldurii intense. În cazul unui cod portocaliu de caniculă, autoritățile și cetățenii trebuie să adopte o serie de măsuri pentru a face față temperaturilor extrem de ridicate. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, a fost prezent în teren pentru a verifica punctele de prim ajutor în contextul codului portocaliu de caniculă. Această acțiune are ca scop asigurarea faptului că aceste puncte de prim ajutor sunt complet funcționale și bine echipate pentru a face față nevoilor cetățenilor afectați de temperaturile extreme. Toate punctele de prim ajutor care au fost organizate de către Primăria Municipiului sunt funcționale și dotate cu tot ceea ce este necesar. Am hotărât împreună cu colegii mei care au competențe pe situații de urgență și pe problemă de caniculă să vizităm aceste puncte, să vedem operaționalizarea lor și modul în care sunt aplicate prevederile legale și, efectiv, dacă sunt situații critice, situații în care populația ar avea nevoie de ajutor. Aceste puncte de prim ajutor sunt dotate cu apă potabilă, aer condiționat și personal medical pregătit să intervină în caz de necesitate. Este recomandat ca cetățenii să evite expunerea prelungită la soare, să consume suficiente lichide și să se refugieze în locuri răcoroase, mai ales în orele de vârf ale zilei. Prezența viceprimarului Cristian Mura alături de prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, arată angajamentul autorităților locale și județene de a colabora strâns pentru a proteja sănătatea și siguranța cetățenilor în fața temperaturilor extreme. Aceștia au discutat cu personalul de la punctele de prim ajutor și cu cetățenii, oferind asigurări că se iau toate măsurile necesare pentru a face față caniculei. Având în vedere avertizarea meteo de cod portocaliu, am reactivat punctele de prim ajutor din Drobeta, Turnu Severin, așa cum facem în fiecare an. Avem 11 puncte, autogară unde suntem acum, avem piața Crihala, piața Mircea, la ștandul de la Schela, la taxe și impozite, la DAS. Deci sunt 11 puncte în care cetățenii, în caz că le se simt rău, din cauza caniculei, poate să intre să dea un pahar cu apă rece și să-i se iau tensiune. Punctele de prim ajutor sunt extrem de folositoare pentru cetățeni pe timp de caniculă, oferind o serie de beneficii esențiale. Hidratarea. Punctele de prim ajutor sunt dotate cu apă potabilă, asigurând astfel hidratarea corespunzătoare a cetățenilor. Am dat ținând cont că este prima zi de caniculă unde ne-am instalat cu 11 puncte de prim ajutor. Avem colegi în toate punctele esențiale, în piețe, în unitățile de mare necesitate, în stradă, colegi, suntem bine. Deocamdată am măsurat preventiv, nu am avut niciun eveniment. Am sfătuit, am avut o doamnă însărcinată pe care am hidratat-o, i-am măsurat tensiunea arterială. Este foarte bună, a fost bună, i-am recomandat să nu mai plece pe caniculă. Aceste puncte sunt echipate cu aer condiționat, oferind un loc răcoros unde oamenii se pot adăposti de căldura extremă. Personalul medical prezent la punctele de prim ajutor poate oferi asistență imediată pentru cei care suferă de insolație, epuizare termică sau alte afecțiuni cauzate de temperaturile ridicate. Această acțiune are ca scop asigurarea faptului că punctele de prim ajutor sunt complet funcționale și bine echipate pentru a face față nevoilor cetățenilor afectați de temperaturile extreme. La Drobeta, Turnu Severin, există 11 puncte de prim ajutor, plasate în mai multe zone ale orașului.